O femeie a murit după ce a născut acasă, asistată de o moașă pe care a contactat-o pe internet. În timpul nașterii a suferit însă o hemoragie puternică. A ajuns în cele din urmă la spital, însă mult prea târziu. Medicii au reușit să mai salveze doar copilul. Potrivit unei statistici recente, în jur de 800 de femei aduc lunar pe lume copii la domiciliu în România, în ciuda faptului că procedura nu este reglementată, iar profesioniștii care le asistă pe gravide comit o ilegalitate. O femeie din Piatra Neamț a murit după ce a născut acasă, asistată de o moașă pe care a contactat-o pe internet. În timpul nașterii a suferit însă o hemoragie puternică. A ajuns în cele din urmă la spital, însă mult prea târziu. Medicii au reușit să mai salveze doar copilul. Specialiștii trag un semnal de alarmă și spun că nașterea acasă poate avea consecințe fatale atât pentru mamă cât și pentru copil. Femeia în vârstă de 42 de ani se afla la prima sarcină. Deși în tot acest timp a fost monitorizată de medici, le-a ignorat recomandările și a vrut cu orice preț să nască acasă. A contactat pe Facebook o asistentă medicală care ar fi avut studii de moașă și a chemat-o să o asiste. În timpul nașterii, femeia a suferit însă o hemoragie. Deși era în stare gravă, familia a sunat prea târziu la ambulanță. În cele din urmă, a fost transportată la Spitalul Județean Piatra Neamț. Din nefericire, medicii n-au mai putut să o salveze. Vecinii sunt uimiți de decizia femeii. Aceasta ar fi avut mai multe probleme de sănătate, trombofilie și scleroză multiplă, motiv pentru care medicii spuseseră că cel mai bine ar fi să nască printr-o operație de cezariană. Tragedia vine după cazul bebelușului malnutrit din Prahova, care a șocat o țară întreagă. Depresia postnatală, traumele din copilărie sau problemele din familie pot duce la astfel de situații. Iar una dintre probleme este că nu mai există asistenți care să monitorizeze mama și copilul așa cum se proceda în urmă cu zeci de ani. Părinții care își doresc o moașă sau un asistent pentru a supraveghea mama și copilul trebuie să plătească acum. În România, o femeie din 8 este supusă riscului depresiei postnatale, risc crescut în primul an după naștere. Relatează PrimaNews.ro.